you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la episodul final de GTA 3, o serie începută cam de azi, tovarăși, nici acum n-am terminat-o. Probabil că vă întrebați cum naiba dacă am... uite, mă, mașină care a fost UG când n-am mai condus una. Ce vreau să zic? Probabil că unii vă întrebați de ce filmez GTA 3 când am și zis că l-am lăsat baltă în timpul unui stream, că erau niște misiuni imposibile de făcut și astea. Ei bine, nu știu, mi-a venit chef să termin, așa că am băgat la descărcat, am descărcat o arhivă. Bine că trag ăștia mine. Am băgat la descărcat arhivă cu salvările, am băgat salvarea de la ultima misiune și hai să fac o să fac și misiunea finală. Să nu las neterminat jocul de ăsta. Că de-abia se târăște și mașina asta e care a fost ce. Păi na, nu prinde viteză mare ca să nu deranjeze mortul, poate o fi rău de viteză, cine știe. Bă. N-am habar cum se termină misiunea, ăsta ar trebui să fie primul GTA pe care îl termin. Deci, hai să terminăm și sper să nu fie niciun video. Ok, a fost cam ciudat, m-am uitat. Deci, doi mexicani aici, văd că vorbesc că ăștia avem o valiză, probabil trupul Elodie a tranșat acolo. Trupul era tranșat așa. Bă, da, urâte mai sunt hainele ăstora. Așa, percheziționează-mă, fără arme, fără ce. Bă, ăsta mi-a pus mâna pe cură din eu, nici n-a fost... Ați văzut, a pus mâna la mătărâng apoi. Hai, deschide poarta. Cuta mai cu o naculare să moară Gibilan. Bă, da, urât sunt copaci în jocul ăsta. The real question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Și asta să înțeleg care să fie gagica lui. Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. Dar în ambele jocuri în care apare asta este o târfă ordinară. Dă bani ce are acolo. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot. Nu-i de încredere. Și... Poc! Ce pumn în gură i-a dat. Dă pistolul. Aoleu, ce trag ăștia mine să moară măsa. Nu știu așa sunt de-a dreapta. Bă, dar numai pe lângă trag să moară măsa. Să-l cauzi eu și pleacă de aici. Nu ești de poartă. Aaaa, și trebuie să urmăresc elicopterul, nu? Bă, că e așa, e bucă. Bagă viteză, că pierdem elicopterul. Dar că trag aia după mine. Și am pierdut și toate armele. Maaa, deci aveam și F4 și sniper și tot și rezolvam. A fost mai bine că nu mi-a dispărut și armura, că ar fi rea nasol. Hai să încheiem o dată pe aici. Deci pe unde a luat-o pe grupul ăsta aici, pe stânga, ok. Și, da, era un grup mai jos. Stai mă, pe unde-a luat? Aha, deci văd că eu... E ceva acolo. Nici nu prea am umblat prin zona asta. Și văd că totul e ce înconjoat de gard cu sârmă ghipat. Deci n-aș putea să mă arunc ca nebunul. Tot este femeia asta, că n-avem ce face. Ce își pare a fi un baraj, poate bubuim și curge toată apa. Hai, du-te, du-te, du-te. Ce vrei să fac undeva? Trebuie să fiu o intrare undeva prin partea asta. Nu știu pe unde. Poate printre copaci ăștia sau... Mă să urmărez drumul, poate găsesc ceva. A, uite acolo intrare. Bagă viteză! Era pe care să o mor, să mor. Dar mie să fi putut, să fi bubuit mașina asta când am intrat acolo în ei. Dacă bubuia și mă deam în spate, o mora mai repede. Aoleu, și nu mai am nici HP. Presimt că o să mor până ajung acolo, nu știu, dar presimt asta. Oare aveam timp să-mi cumpăr armură, dar n-am habar pe unde prin orașul ăsta să-mi cumpăr. Știu că e în partea cealaltă, după pot, dar până ajungeam eu acolo expira și timpul de la misiune. Aoleu, cât sunt acolo și... Ia, stai un pic. Hai că așa mai merge.
Da, să nu trebuie de acum sniperul. Bine că dă numai pe lângă. Ok. Unul în partea aia și nu prea. Hai că l-am nimerit totuși. Dăm cu M4-ul. Oh, ce headshot i-am dat. Văd că ăla nu trage în mine. E, dacă nu trage în mine să fie sănătos, trag eu în el. Ai explozive. Cât are culul are, dar... A, văd că tot își face treaba M4-ul. Bă, e bine că dă damage pe distanțe mari și am ratat Kalashnikov-ul ăla, cam aș pierd. Să nu fie unul pe după camionul ăsta pe acolo. Ia dă sniperul să luăm pe ăla de sus. Ia mă, văd că vine un elicopter. Și așa se urcă, bun, asta se urcă în elicopter și a rămas chis de acolo. Și nici măcar am armură. Armură HP aici. Ia mă, poate avea ceva pe sus pe acolo. Coca. Doar coca, serios. Pistol deliver. Aoleu, iar își vine ăla. Dă-te, dă-te, dă-te. Hai că mai am gulanțe sus acolo, du-te, du-te, du-te. Ăla-i, mă. Aoleu, m-am damage-uit, nu-i bine. Fiecare punct de damage luat contează aici. Tu du-te, dracu. Te duci, dracu. Nu vrei să te duci, dracu. Ce am rupt piciorul. Aoleu, iarăși vine. Nimă aruncător de plăcări. Ok, l-a omorât pe ăla. E, nu e niciun bai. Hai că vine acum după el să-l dilez băgame și cum vine așa cât sânge avem în pătalpă. You move, big man. You want the chainsaw, gringo? You piss off, Yankee boy. You want the chainsaw, gringo? You will be sorry. You big tough Yankee boy. You move, big man. Hai că mă bubuia. You big. Hai că ăștia au fost. Bețăr, na, te-am salvat acum. Și trebuie să distrug elicopterul ăla. Hai că bine. Una. Ăla-i, mă. Și acum se prăbușește. Bum. Hai mă, cazi din apă. Ăla-i, mă. Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, we're gonna have such fun, cause you know, I love you, I really do, cause you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies.
There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Like what? Da, bă. Asta a fost finalul. Finalul la GTA 3. Mamă. Mamă, cum e să termin un joc pe care a început acum mulți ani și nu ai terminat. Știu că jocul ăsta l-am jucat prima dată când... 8, 9 ani, parcă. Vreau mă plimba cu mașina și băgam coduri. Pe tank și trăgeam cu tankul lume, nu făceam deloc mișcă. De fapt, alea primele. Ia gagicile lui ăla, bate-l pe unul și cam atât. Wow. Bă, deci nu știu. Parcă de jocul ăsta și cel mai mulțumit că l-am terminat. Un joc cu foarte multă istorie. Vechi de vreo, nu știu, 18 ani, cred. Sau cu ce nu avea nici, nu știu. Nu, Half-Life a făcut 18 ani astăzi. Jocul ăsta cred că are vreo undeva prin 2001, parcă 15 ani. Mama mia. Da, am terminat încă un joc. Sper că v-a plăcut această serie. Trebuie să termin și San Andreas să îi caut salvările, să continui de-am rămas. Oricum, hai că închei aici, nu știu cât a ținut filmarea, mă bucur că n-am dat failuri. E prima dată când termin un joc GTA și mă simt foarte mult și taci-mă din gura acolo. Sper să nu se dă telefonul, mă rog. Deci cam atât, nu sper că v-a plăcut acest episod. Lăsați și voi câte un cap în gură butoanelor de videoclip. Și ne vom vedea la noi videoclipuri. Până atunci, ciao les!